Încă din sezonul trecut, AJF Buzău a decis că niciun antrenor de la Liga a 4-a nu va putea sta pe banca de rezervă fără să fi fost certificat în prealabil cu licența AC. În acest sens, Asociația Județeană de Fotbal a organizat mai multe cursuri pentru tehnicienii din județ în sezonul trecut. La rândule, antrenorii buzoieni au avut ocazia de a-și da examenele la Federația Română de Fotbal. De luna viitoare, o nouă serie de cursuri va fi demarată de Forul Buzoian. Înscrierile se fac până pe 5 noiembrie. Asociația Județeană de Fotbal Buzău, prin Comisia Tehnică, organizează un nou curs de obținere a certificatului licența C. Este un curs destinat antrenorilor de fotbal din județul Buzău. Știți, prin prevederea Comitetul Executiv, orice antrenor care dorește să oficieze la echipa de Liga 4 sau la echipele destinate juniorilor, campionatele județene Under 15, Under 13, 12 și 11, trebuie să obțină, să aibă neapărat să dețină certificatul de licența C. Este un curs anual organizat de Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal prin Comisia Tehnică a Asociației Județene de Fotbal. Înscrierile vor avea loc la sediul Asociației Județene de Fotbal până în data de 5 noiembrie, urmând ca voi să se dea o testare, după care va începe cursul cu finalitate în luna februarie anul 2019. La nivelul județului, un singur antrenor, Ion Viorel, dispune de licență pro. Alți 13 sunt licențiați A, în timp ce 30 dispun de licență B. Licența C este deținută de 130 de tehnicieni. Avem o statistică făcută de Comisia Tehnică Asociației Județene de Fotbal. La nivelul de județul Buzău, un singur antrenor deține licența pro, este vorba de Ion Viorel. Avem 13 antrenori de licența A, aproximativ 30 de licența B, plus 130-140 absolvenți de licența C. Noi ne dorim ca acest număr să crească. Știm cu toții că atât la nivel județean cât și la nivel național există o criză de antrenori, ca și mai ales în antrenorii pentru sectorul juvenil, pentru copii și juniori. Știm cu toții când copilul începe să joace fotbal, cel mai bun antrenor este acela care îl învață să șuteze, să dea cu piciorul în minge, să facă o preluare, un stop și așa mai departe. Este pe modelul învățătorului când îți pune stilul în mână și începe să scrie alfabetul. Din acest sezon, observatorii partidelor au obligația de a verifica dacă antrenorii sunt certificați corespunzător nivelului la care activează. De asemenea, în acest caz, emisarii AJF au autoritatea de a trimite tehnicienii în tribună.